În această săptămână sunt disponibile în Mehedinți 34 de locuri de muncă. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au anunțat că se caută muncitori calificați și necalificați. Ajutor de bucătar un loc, administrator imobile 1, dulgher 6, electrician 1, firar betonist 3, finisori interioare 5, instalator 1, lucrător room service 2, măcelar 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 5, muncitor necalificat în construcții 2, muncitor necalificat în agricultură 1 loc, operator fabricare mezeluri 1 loc, măcelar 1 loc, șofer 1 loc, supraveghetor hotel 2 și un loc de tâmplar universal. Toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot adresa la sediul AJOFM din Drobeta, Turnul Severin sau la cele 5 puncte de lucru din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânșu Mare sau Comuna Cujmir.